Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii în obiectiv. M-am gândit să începem această săptămână cu, evident, subiectul poate cel mai arzător al județului. Este vorba de negocierile care au loc în continuare între sindicatele din Minerit și Energie și conducerea complexului energetic Oltenia. Invitații mei sper să fiți dumneavoastră, nu avem invitați deosebiți în platou, adică nu avem pe nimeni, dar cu siguranță o să încercăm să luăm câteva reacții la telefon. Aș vrea și vă invit, dacă aveți, eu știu, ceva de spus, ceva concret de spus, să folosiți acel număr de telefon pentru a intra într-o legătură directă cu noi, dacă nu puteți să ne trimiteți câte un SMS cu problemele pe care dumneavoastră le aveți. Ce între sindicate și realitate? Am zis eu că ar fi potrivit acest titlu și spun acest lucru pentru că, din păcate, realitatea este una. Sindicatele, cu siguranță, au și ei doleanțele sau au și ele doleanțele lor. Bun, poate ar trebui să fac așa o scurtă recapitulare a evenimentelor, asta pentru că începând de miercuri, atunci când ministrul Liviu Pop a fost prezent la Târgu Jiu, la prefectură s-au purtat niște discuții între liderii sindicatelor și reprezentanții complexului energetic Oltenia în prezența ministrului Liviu Pop. Declarațiile au fost foarte interesante la ieșirea din, sau la ieșirea din sală. Fiecare a spus că în principiu s-au cam rezolvat problemele, realitatea a fost alta. Cu toate acestea, în acea zi de miercuri, dacă nu mă înșel, în jurul orei 17 a avut loc o întâlnire de această dată între sindicate și complexul energetic Oltenia. Întâlnire, eu știu, pe care toată lumea, sau cel puțin mare parte din cei prezenți, au catalogat-o ca fiind una productivă. Adică 70% din problemele ridicate de sindicaliști se spuneau că au fost rezolvate. Ei bine, cu toate acestea, joi minerii nu au renunțat la protest. Mai mult decât atât, ei au fost prezenți la ora 17 în piața prefecturii. Au manifestat, au strigat aceleași lozinci, mă rog, împotriva managementului CEO și așa mai departe, dar se părea că treburile sunt rezolvate, așa cum spuneam. Totuși, pe zi, complexul energetic Oltenia a ieșit cu un comunicat, un comunicat interesant pe care eu aș vrea să-l reluăm și să-l, eu știu, să-l comentăm puțin tel, dacă este posibil, un comunicat cu câteva puncte, dar în cursul zilei de astăzi a avut loc o nouă întâlnire, eu știu, foarte lungă, cred, și ar fi interesante, ați văzut în jurnalul de la Gorj TV la ora 18 câteva reacții, totuși ar fi interesante reacțiile celor două părți implicate în acest scandal, să-i spun, în acest, nu scandal, în această luptă pe contractul colectiv de muncă. Așadar, intrăm într-o legătură directă cu domnul Aurel Medințu, director Diviziei Energetică din cadrul Complexului Energetic Oltenia și încercăm să aflăm ce s-a discutat astăzi, care au fost concluziile. Bună seara! Bună seara! Ne interesa, după această zi de discuții și de dezbateri între sindicate și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, care au fost concluziile sau ce concluzii trageți dumneavoastră din partea conducerii Complexului Energetic Oltenia? Deci noi am stat de vorbă cu membrii Comisiei de Negociere care au fost astăzi la discuții cu partenerul social și din discuțiile care le-am avut acolo, practic am înțeles că nu s-a făcut niciun pas înainte. Deci discuțiile se întorc în spate. Dacă la început se fixase ceva, un salariu, două salarii compensatorii pentru anumite tipuri de salariați care intră în sistemul ăsta de micșorare a numărului de oameni cu plăți compensatorii,
acum s-au întors și așa mai departe. Deci, discuțiile... Mă scuzați că vă întreb, discuțiile s-au întors înainte de ziua de miercuri, când știu că a avut loc o întâlnire miercuri, după amiază, dacă nu mă înșel, și mai toată lumea a ieșit de acolo, mă rog, fericită că aproape 70% din problemele ridicate au fost în mare parte rezolvate. Da, de fapt n-a fost, s-au întors la un alt stadiu, fără să se tragă nicio concluzie. Singura concluzie care s-a tras după ședința de astăzi a fost cererea părții sindicale de a se prelungi perioada de negocieri. În rest, eu n-am sesizat niciun avans în cadrul discuțiilor. Bun, domnul Nelu Roșca declara la un moment dat că la 1 martie va declanșa o grevă generală. Problemele domniei sale erau transportul, masa caldă, tichetele sau acele prime. Și v-aș ruga să-mi comentați această declarație și încă o întrebare pentru dumneavoastră. Contractul colectiv de muncă, a venit o propunere din partea sindicatelor, cum că domniile lor au și scris, au și făcut actul adițional, pentru a fi prelungit până în data de 19 aprilie, dacă nu mă înșel, în aceeași formulă în care este astăzi, pentru că pe 19 februarie expiră contractul colectiv de muncă și atunci o să intre în vigoare ceea ce ați propus dumneavoastră. Eu am înțeles că, într-adevăr, au făcut o cerere în genul celor spuse dumneavoastră și noi o să dăm un răspuns în perioada următoare, dar părțile, din ce am înțeles eu, au căzut de acord ca perioada asta a negocierilor și prevederile contractului să prelungească până pe data de 28. Pe undeva era și normal că nu se putea aplica un contract cu anumite drepturi până în data de 19 și din 19 să se acorde alte drepturi. Deci probabil că până la sfârșitul februarie o să avem contractul acesta colectiv de muncă, iar mă rog, ce face domnul Roșca, cât face grevă generală... Bon, sunt declarații astea, da, e adevărat. Da. O face la Motru acolo, o face general pe județ, pe țară, pe glob, nu știu ce, o da. Să vedem cum o să fie. Oricum, că, vă rog. În domeniul energiei problema e foarte clară, că prin lege trebuie asigurată funcționarea a o treime din capacități. Deci până când se ajunge la greva generală a lui Roșca, trebuie să treacă niște pași în care se stabilesc care sunt carierele care merg, care sunt grupurile care merg. Deci e o problemă mai complicată, dar probabil că dacă domnul Roșca depune un pic de efort, o să găsească o rezolvare. Da, SMEU a anunțat că nu mai participă la protest. Mă rog, nu citesc așa mot-a-mot, dar domniile lor au anunțat că și-au dat seama cine sunt vinovații pentru această situație. Au spus că cel mai bine ar fi să protesteze la București, în fața sediului de la ANR, dacă nu mă înșel, sau în fața altor sedii importante. Așadar, din câte bag eu de seamă, au mai rămas doar FNM-ul și sindicatele din federația, nu mai știu cum îi spune, dar oricum. Din Univers, da. Sindicatul Roșca și probabil... Da, pentru că Ișalnița nu mai participă, nu, Turcen nu, mai avem două sindicate. Cât de reprezentative sunt aceste două sindicate care și-au anunțat, iată, și pentru data de 19, un nou meeting în piața prefecturii? Eu acum nu am la îndemână
cifrele cu membrii de sindicat care le au, dar oricum aceste sindicate care organizează aceste meeting-uri politice sunt minoritare din punct de vedere al membrilor, pentru că în cadrul complexului e următorul fenomen. Sunt mai multe sindicate, nu știu câte, sunt vreo 35 de sindicate și sunt destui de mulți oameni care nu sunt sindicalizați. Deci acum că fiecare se bate o cărămida în piept că are nu știu câți membri, de fapt eu am mai spus în momentul când au declarat membrii, sindicatele astea majoritare care au participat la discuții până acum, am ajuns la o concluzie complet aiurea. Membrii declarați, dacă îi adunam de la toți care au venit cu hârtiile acolo, ne dădea un număr mai mare decât salariații complexului. Deci, eu sper că se va face un pic de ordine și în... în mișcarea asta sindicală. Da. Mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Din câte mi-aduc aminte, problemele cele mai mari au fost cei, mă rog, în prima fază, oamenii care trebuie să plece acasă sau ați rămas pe o variantă de 3.000 de oameni. Cu plăți la acești 3.000 de oameni au apărut probleme în cursul negocierilor de astăzi, adică plățile compensatorii sau treburi de genul acesta? Da, știți ce se întâmplă? Noi, mia aceea de oameni care noi sperăm să fie transferat odată cariera Berbești, ar mai rămâne 2000 de oameni la nivelul complexului. Vedeți, eu nu știu de ce sindicatele, că decât arunc așa vorbă, că la un moment dat o cifra fără mia de la Berbești vehiculată de sindicate a fost de 2500, nu de 2000. Da, da, da. Deci nu știu de ce le e frică să își susțină punctul de vedere. În ăștia 2000 de oameni, cât am zis noi, și pentru care s-au făcut demersuri în vederea cuprinderii în ordonanța asta care le dă salarii de completare, venituri de completare, nu salarii de completare, noi i-am împărțit în două categorii. Cei care sunt pensionabili în 24 de luni, cât poate acționa ordonanța cu venituri de completare, și au fost identificați acești oameni, sunt în jur de 1300. Și din discuțiile cu sindicatele, nu la propunerea noastră, la propunerea lor, a zis, domne, să dăm un salariu la cei care ies în primul an și două salarii la cei care ies în următoarele 12 luni. Ideea vehiculată de dumnealor fiind următoarea, că trebuie să am mai multă grijă de cei care rămân decât de cei care pleacă și care oricum iau plăți și venituri de completare. Da. Erau peste acest număr 250 de oameni, cred, din Brăila și mai rămâneau vreo 650 de oameni care trebuiau selectați din rest personal și cărora le-am propus noi 6 salarii compensatorii. Noi, în urma discuțiilor cu ei, când au fost de acord cu aceste criterii, am cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli suma pentru plăți compensatorii, care vine la pachet cu întreg bugetul, și acum vin la ședința de azi, au vehiculat alte salarii, că să nu fie una, să fie două, să nu fie două, să fie patru, neînțelegând că orice depășire a acestei valori de 18 milioane înseamnă reducerea din altă parte. Dar cum este posibil să revină la o altă problemă când deja a fost stabilită
Păi foarte simplu. Foarte simplu, că niciodată, după ce se stabilește verbal ceva, nu se dorește încheierea unui document oficial cu ce s-a stabilit în ședința respectivă, și nu m-ar mira ca să spună, după intervenția mea la dumneavoastră, să spună că eu mint și că nu e adevărat ce spun eu. Da. O să le dăm posibilitatea și dumnealor să spună un punct de vedere. Domnul Medințu, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați intrat în legătură directă cu noi. Dacă considerați că mai sunt și alte lucruri importante care trebuie relatate, v-aș ruga să ne spuneți. Nu, că eu vă spun că trebuie să urmărim evoluția evenimentelor în timp. Pentru că așa cum în domeniul energetic totul evoluează foarte rapid, și în domeniul ăsta restrâns al complexului pot fi evoluții destul de rapide. Da, e interesant ceea ce spune dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! O seară bună vă doresc! La revedere! Așadar, într-o legătură cu noi, directă cu noi, a fost domnul Aurel Medințu, director Diviziei Energetică din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Câteva lucruri interesante ne-a spus domnia sa. O să încercăm să intrăm în legătură directă și cu reprezentanții sindicatelor. Până una alta însă, am rămas la comunicatul Complexului Energetic Oltenia. Un comunicat foarte interesant și tocmai de aia l-am și întrebat pe domnul Medințu dacă există varianta în care contractul colectiv de muncă poate fi prelungit printr-o anexă sau printr-un act adițional, așa cum spuneau sindicaliștii, până în data de 19 aprilie 2015. Pentru că, vă reamintesc acest lucru, în data de 19 februarie expiră contractul colectiv de muncă, adică exact atunci când Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate, Univers și Federația Națională Mine Energie au propus un nou protest, deci pe data de 19.02.2015, între orele 17.18.30 în localitatea Târgu Jiu, în zona Piața Prefecturii. Au făcut o adresă către Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru a le fi acordat dreptul de a protesta. Așa să urmărim în minutele care urmează comunicatul remis de Complexul Energetic, emis de Complexul Energetic Oltenia, referitor la ceea ce ofereau domniile lor. Complexul energetic Oltenia traversează o perioadă extrem de dificilă datorită apariției pe piață în perioada 2011-2013 a unei mari cantități de energie produsă din surse regenerabile. Cea mai mare problemă în anul 2015 este necesitatea de a aloca 500 de milioane de lei pentru achiziția certificatelor de CO2. Această obligativitate a apărut după anul 2013. Dacă în 2013 și 2014 certificatele au fost cumpărate cu prețuri între 2 euro și 5 euro, în 2015 prețul mediu este de circa 8 euro per certificat. Neachiziționarea acestor certificate duce la oprirea activității termocentralelor. Singura posibilitate de a face față acestei cheltuieli este o restructurare a companiei. Aceasta se poate face prin 1. Externalizarea carierei Berbești, circa 1000 de persoane. 2. Încetarea raporturilor de lucru pentru 1300 de salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare până la 1.6.2017. 3. Încetarea raporturilor de muncă pentru 250 de salariați de la sucursala Brăila. 4. Încetarea raporturilor de muncă cu alți 450 de salariați conform unor criterii stabilite. Salariații de la punctele 2, 3 și 4 pot beneficia de indemnizație de șomaj și de venit de completare în cuantum de 1700 de lei lunar pentru o perioadă de 2 ani. În aceste condiții s-ar putea păstra pentru salariații rămași un câștig lunar brut salarial de 3527 de lei, adică 97,2% din câștigul anului 2014 de 3629 lei. Referitor la prima de vacanță, conform legislației actuale nu se mai pot acorda bani, ci doar vouchere de vacanță, adică cupoane turistice în valoare de circa 1000 lei. Se propune că în locul acestei prime fiecărui salariat să îi se majoreze salariul lunar brut cu 208 lei sau cu o sumă mai mică, iar cu diferența să se poată soluționa dezechilibrele din sistemul de salarizare. Important!
Compania nu mai poate suporta de asemenea un concediu mediu de 34 de zile lucrătoare, fiind în acest fel nevoită să cumpere lucrări pe care le pot face angajații proprii, în condițiile în care există un excedent de angajați. Se propune deci ca suplimentarea concediului legal să fie de maximum 3 zile. Prin restructurarea propusă mai sus, în limitele câștigului mediu brut salarial de 3.527 lei, se poate menține valoarea sporurilor și a altor bonificații aferente fondului de salarii, spor de carieră, de pericol, de fidelitate, alte sporuri existente. De asemenea, vor fi desființate funcțiile de inspector social, iar liderii de sindicat vor fi plătiți în condițiile legii. Neînregistrarea contractului colectiv de muncă la data de 19 februarie 2015 conduce la lipsa suportului legal pentru acordarea transportului salariaților, tichetelor de masă, mesei calde, ajutoarelor de deces și boală, primelor ocazionale. Chiar în aceste condiții nu există garanții că se poate vinde cantitatea de energie necesară pentru asigurarea veniturilor. În toată Europa, în anul 2015, producătorii de energie pe cărbune își reduc sau închid activitatea. Directoratul va lua măsuri ca exercițiul bugetar pe 2015 să poată fi la nevoie adaptat cerințelor pieței de energie, în vederea menținerii în funcție a complexului energetic Oltenia și a locurilor de muncă. Cam așa a sunat comunicatul emis de Complexul Energetic Oltenia, comunicat despre care sau pe baza căluia s-au strâns niște palme, adică niște mâini, adică eu știu, în proporție de 70%, cam toate părțile ar fi fost de acord. Bun, astăzi, așa cum spuneam, a avut loc o rundă mai lungă de negocieri. Începând de azi dimineață s-au așezat la masa negocierilor atât liderii de sindicat cât și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia. Un punct de vedere din partea Complexului Energetic Oltenia l-am avut ceva mai devreme prin intermediul domnului Aurel Medințu. O să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, revenim foarte repede și o să încercăm să intrăm într-o legătură directă și cu câțiva lideri de sindicat reprezentativi pentru a ne spune și domnilor lor, eu știu, care au fost concluziile după această rundă de negocieri purtată astăzi, evident. Vă reamintesc totuși că eu știu, către primăria Târgu Jiu a fost emisă tot astăzi o cerere în care, eu știu, sindicatele, Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers și Federația Națională Mine Energie anunță intenția de a organiza o adunare publică la care vor participa 5.000 de persoane în Târgu Jiu, în zona Piața Prefecturii. Luăm publicitate, revenim imediat după publicitate. Am revenit la emisiunea În Obiectiv. Așa cum vă spuneam, avem afișate două numere, unul de telefon, unul de SMS-uri. Puteți încerca să intrați într-o legătură directă cu noi. Spuneam de asemenea că am avut un punct de vedere din partea Complexului Energetic Oltenia, punct de vedere expus sau exprimat de domnul Aurel Medințu, director Divizia Energetică din cadrul Complexului Energetic Oltenia. O să încercăm să intrăm în legătură directă și cu liderii de sindicat sau reprezentanții sindicatelor, adică cu ambele părți care au fost prezente astăzi la masa negocierilor. Am un mesaj interesant, zic eu, o să-i dau citire, nu prima parte, că, mă rog, critică într-un limbaj neadecvat, dar este interesant ce spune persoana, care ne spune în felul următor, care ne spune: sunt multe sau grave problemele cu care se confruntă mineritul și ne dă câteva exemple. Lipsă frontul lucru excavatoare datorită lipsei de exproprieri, stare jalnică, utilaje, cariere, excavatoare, mașini haldat, CBS-uri, etc., datorită lipsei de bază materială și a reviziilor și reparațiilor. De peste 2 ani se fac doar cârpeli la aceste utilaje datorită acestui lucru. S-a ajuns la aprovizionarea cu plasă la dita mai Colosul, mă rog, de trimiteți autovehiculele de închiriat după materiale, nu se înțelege foarte bine, valoarea e mai mică decât transportul. Numai incompetenții la nivelul UMC-urilor care acceptă acest dezastru, stând și ocupând poziția ghiocelului, capul plecat tot timpul și ascultător, situația e gravă în minerit, nu se face nimic, întrebarea e cât vor mai funcționa în siguranță în asemenea mod aceste utilaje. Aveți un număr de SMS,
trimiteți-mi mesaje, noi le vom da citire tuturor acestor mesaje. Puteți intra și într-o legătură directă cu noi. Acum îl avem la celălalt capăt al firului pe domnul Adrian Marciuc, prim vicepreședintele Federația Univers. Bună seara! Bună seara! Astăzi ați avut o nouă întâlnire cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia. Țin minte că după întâlnirea de miercuri, după amiază, dacă nu mă înșel, mare parte dintre reprezentanții, atât cei din partea Complexului Energetic Oltenia, cât și cei din partea sindicatelor, spuneau că problemele s-au rezolvat, eu știu, în proporție de 70%. V-aș invita sau v-aș ruga să trageți o concluzie după negocierile care au fost purtate astăzi. Păi astăzi a avut loc la ora 11 comisia de negociere, în care administrația a venit cu acele, tot cu acele reduceri cu care noi nu ne-am înțeles miercuri seara. Deci este vorba despre prima de vacanță, care ei au venit cu 208 lei împărțită la, în fiecare lună, care ar veni un brut de 2400 și ceva de lei față de media, câștigul mediu la prima de vacanță de 4.100 de lei pe anul 2014, cu care noi nu suntem de acord. Adică e o reducere aproape la jumătate. Da, este o reducere la jumătate. Noi, în principiu, toate sindicatele, toate federațiile participante la procesul de negociere nu sunt de acord cu acest punct. Al doilea punct este cota de combustibil sau, cum vreți să-i spunem, de cărbune, de energie, cota de combustibil, care încă deocamdată nu se găsesc soluții pentru această cotă. Sunt discuții, noi am solicitat și în natură și în bani 10 tone de cărbune, echivalentul a 10 tone de cărbune. Pe an. Pe an. Al treilea punct care nu ne-am înțeles sunt acele reduceri de zile de concediu suplimentar, care administrația vine și ne propun o reducere drastică, adică conform codului muncii, cum spun dânsii, vin maxim 3 zile de concediu suplimentar. Deci eu vreau să vă dau la un singur exemplu. În zona Jilț, fostele complexuri energetice, se pierde aproape în medie, la majoritatea salariaților, se pierd în medie aproape 13-14 zile de concediu suplimentar. Și pe problema plăților compensatorii, dânsii degeaba spun că noi am acceptat 1-2 salarii, adică un salariu pentru cei cu până un an până la pensie și 2 salarii până la 2 ani. Automat, dacă se dă acea ordonanță 36 despre care vorbim toți, dar nu a fost o acceptare, am spus, domnule, se negociază. Pot să fie 2, 4, pot să fie 3, 6, 7. Deci n-a fost nimeni de acord cu acele salarii care le-au propus administrația. Deci, practic, vă rog. Vă rog, vă rog. Practic, 4 puncte am notat eu aici care, eu știu, rămân încă în discuție, nu? Prima de vacanță, da, da. Cota aceea de combustibil, zile de concediu și plățile compensatorii. Dumneavoastră ați venit cu o variantă. Automat, mai sunt discuții referitoare la alimentația de protecție, la biletele de odihnă și tratament. Dânsii au venit și ne-au propus astăzi decât pe buget, decât 2 milioane de lei pentru Săcelul, deci în rest să nu se mai acorde niciun voucher, nicio altă parte, decât 2 milioane pe Săcelul, alimentația de protecție, care și ea este în quantum de vreo 3,5 milioane, și iar, din ce mi-aduc aminte, reducere de la primele, cele 3 prime ocazionale, de, în loc de 700, 650 de lei în tichete. Bun, și cererile dumneavoastră,
cam care ar fi, să rămână tot la nivelul la care eu au fost până acum? Eu vreau să vă spun că azi dimineață la ora 9 am avut o ședință împreună cu președintele Federației Univers, care a avut loc la Jilț, în care toate 18 sindicate care fac parte sunt afiliate la Federația Univers, au hotărât și au votat în unanimitate că nu se semnează acest contract colectiv de muncă cu diminuări din veniturile salariaților, adică nu acceptăm nicio diminuare. Singurul lucru care putem să-l discutăm este acea problemă cu plățile compensatorii. Ca atare, astăzi noi, acum vorbesc ca președinte al Comisiei de Negociere, am solicitat administrației două probleme, două propuneri am făcut. Una, în care solicităm prelungirea negocierii contractului colectiv de muncă până pe data de 28 februarie, în care putem să mai găsim soluții, cu amendamentul ca directoratul societății să, până pe data de 28, să aplice acele prevederi. Știți bine că pe 19 expiră contractul colectiv de muncă, să aplice în continuare până pe data de 28 acele prevederi sau prelungirea printr-un act adițional, prelungirea actualului contract colectiv de muncă cu 2 luni, în care în aceste 2 luni, în paralel, să facem suntem de acord cu acel plan de restructurare, disponibilizare, dar trebuie discutat în condițiile în care nu știm când se aprobă ordonanța 36, nu știm când oamenii, cei 1000 de salariați de la Berbes, sunt externalizați, dar în timpul acesta în care se prelungește prin act adițional, vom negocia aceste probleme. Domnul Marciu, vă rog. Da, v-aș întreba când ați stabilit că mai are loc o nouă rundă de negocieri. S-a stabilit pentru miercuri la ora 11, administrația, Comisia de Negociere va veni cu soluții la propunerile care noi le-am înregistrat prin Comisia de Negociere. În cazul în care, eu știu, se ajunge la un consens de ambele părți, meetingul din data de 19 va mai avea loc? Deci vreau să vă spun. Adică vreau să vă întreb dacă se va ajunge să semneze ceva, pentru că așa discuții... Am înțeles. Deci eu vă spun că dacă va fi acceptată prima soluție de a prelungi negocierile decât până pe data de 28, meeting-ul va avea loc. Dacă va fi soluționată problema conform căreia noi am solicitat prelungirea contractului cu 2 luni de zile și în timpul acesta să negociem probleme care sunt privind restructurarea, o să avem discuții miercuri după masă și este posibil ca să amânăm acest meeting. Deci meetingurile sunt permise de lege pe toată, corect, chiar dacă este un contract colectiv de muncă în vigoare. Deci dacă noi o să stabilim, poate să aibă loc săptămâna viitoare, dacă nu, nu există. Conducerea SMEO a anunțat că nu participă la acest protest, la acest meeting din data de 19 februarie. Conducerea SMEO este problema lor, dânsii au niște foruri sindicale, dacă au luat hotărârea dânsii, au informat salariații, membrii lor de sindicat, e treaba dumnealor, azi au făcut o solicitare la federație pentru a picheta în București ANR-ul, nu avem nimic împotriva. Vă veți alătura dumnealor dacă vor picheta NR-ul? Deocamdată nu ne putem alătura, că dacă nu există dialog social și domnul manager general la unele sindicate a dat cotizație, la unele n-a dat cotizație, nu avem fonduri suficiente să ne deplasăm în București. Deplasarea în București înseamnă niște costuri. Corect. Nu putem, dacă domnul general a
considerat că zona Jilț, zona Motru, nu primește cotizație, nu știu din ce, eu i-am trimis o adresă oficială să ne spună de ce nu mai primim cotizație, n-am primit răspuns, asta e, dar e foarte bine venită și acțiunea SMEO și acțiunea Craiovei, dacă se duc, noi vom continua, noi aici, ei acolo, se poate. E în regulă, deci dacă ar fi să tragem o concluzie, dacă miercuri veți bate palma, eu știu, pe anumite puncte și în special pe prelungirea actualului contract colectiv de muncă, dacă va fi până pe 28 februarie, adică câteva zile, meetingul va avea loc, dacă va fi până pe 19 aprilie, atunci, mă rog, puteți protesta sau nu puteți protesta, dar înseamnă o deschidere mai mare la negociere. Da. Deci aveți perfectă dreptate. Mult perfect. Mulțumesc mult, vă doresc o seară bună și vă doresc să aveți, eu știu, rezultate bune în negocierile pe care le aveți, rezultate de ambele părți. Bine, o seară bună. Bine, mulțumim. La revedere. Alături de noi domnul Marciuc Adrian, cum spuneam, prim vicepreședinte Federația Univers, lucruri interesante a spus domnia sa. Miercuri va avea loc o nouă rundă de negociere, o nouă întâlnire între sindicate și administrația complexului energetic Oltenia. Apropo de acest contract colectiv de muncă, am avut chiar și o știre, a jucat colegii din regie să pregătească această știre referitoare la acel act adițional care poate fi încheiat până la data de 19 aprilie anul curent. Este o variantă, probabil va fi luată în calcul de ambele părți. Vedem știrea și revenim imediat în studioul Gorj TV. În cadrul ședinței de negocieri de astăzi, desfășurată la Rovinari, sindicaliștii au propus semnarea unui act adițional la actualul contract colectiv de muncă. Astfel, aceștia solicită prelungirea actualului CCM. A fost solicitat din partea tuturor federațiilor sindicale ca să fie încheiat un act adițional prin care un contract colectiv de muncă să fie prelungit până în data de 19 aprilie. Dar așteptăm un răspuns la solicitarea noastră să vedem dacă putem încheia acest act adițional. Urmează să ne întâlnim miercuri tot la ora 11. Din punctul meu de vedere personal, cred că nu se va putea încheia contractul până în data respectivă. Dacă există voință, s-ar putea încheia. Dar personal o spun că nu există premisele pentru a fi încheiat contractul colectiv de muncă până la data de 19. Sau mai bine zis de 20. Administrația Complexului Energetic Oltenia consideră însă că este doar o acțiune de a tărăgâna semnarea noului contract colectiv de muncă. N-aș fi de acord, pentru că e tot o formă de a trage de timp. Noi până acum puteam să negociem. Eu n-am fost decât la circa 2 sau 3 discuții cu ei. Și se ajungea la un consens, le ceream de fiecare, într-o anumită problemă. Le ceream să spunem pe hârtie și să semnăm, nu vroiau, la următoarea întâlnire nu mai recunoșteau, iar o luau de la cap. Deci eu de-aia cred că e decât o formă de tragere de timp. Se termină pe 19 februarie, nu ne-am înțeles, mă rog, fiecare parte, sindicate și administrație, va căuta o metodă de lucru și de conviețuire în anumiți parametri în viitor. Medințu este încrezător că dacă vor fi deschiși discuțiilor și negocierilor, noul contract va fi parafat. Noi tot timpul am fost deschiși la negocieri, tot timpul ne-am argumentat punctele de vedere. Acum, dacă și partea sindicală e rațională și înțelege modul în care ne desfășurăm activitatea în momentul ăsta, e posibil să-l semnăm. Dacă nu, mă rog, vedem ce se întâmplă. Între timp, sindicaliștii au solicitat o nouă avizare a unui meeting de amploare organizat în piața prefecturii chiar în ziua în care va expira actualul contract de muncă. Da, am revenit, cam acestea au fost părerile, eu știu, împărțite despre prelungirea contractului colectiv de muncă pentru realizarea acelui act adițional care să ducă acest contract colectiv de muncă până în 19 aprilie 2014. Sigur, este o variantă pe care sunt convins că o vor lua în calcul atât reprezentanții CEO cât și liderii de sindicat. Ar mai fi interesant
de povestit și eu știu de spus despre acest lucru pe care cei de la SMEO l-au spus, că nu participă, sunt hotărâți să nu participe la protest. Din punctul dumnealor de vedere, protestul care se organizează în data de 19 februarie este unul care nu se potrivește cu mesajul pe care domnilor vor să îl dea. Mai exact, cei de la SMEO, reprezentanții SMEO, consideră că problemele sunt undeva la București, la ANR. Și mai avem puține minute la dispoziție, avem un telefon bun, avem și multe mesaje, nu o să le dau citire tuturor, dar toate mesajele care au fost trimise o să le luăm în considerare și întrebările sau răspunsurile la aceste întrebări le veți găsi în cadrul jurnalelor Gorj TV. Bună seara! Bună seara, domnule! Cu cine stăm de vorbă? Nu, nu-mi dau numele. Da? Ar fi frumos să dați numele, eu mă numesc Dan Moșteanu. Nu, nu. Da? Ok, rămâne cum spuneți dumneavoastră. Nu, nu-mi dau numele, stau în satul Roșia Jiu. Da? Comunea Părcășești. Da? Și vreau să spun ciclul domnului Ciurel. Ce să le-au dat acum în 2012 că face angajări cu oamenii care trece baza transportare 401 prin spatele cășilor. S-a lăudat că face angajări. Nu a făcut nicio angajare. Eu sunt demolat. În 86 m-a demolat de la Timișeni, de sus, Pinoasa. Și pe timpul ăla nu mi-a dat decât 25.000 de lei. Da, de ce ați așteptat până a venit pentru casă. De ce ați așteptat până a venit domnul Ciurel, manager? De ce nu v-ați dus să vă angajeze până în 2008? Nu știu. Vă întreb. Păi de ce? Păi nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. S-a expropiat terenurile pe tipul lui Răposatu. Păi bun, și de ce nu v-ați dus până în 2000 să vă angajați? Păi de ce? Eu am avut servicii la uzină, la un mereu. Postul Urex. Da, gata, am înțeles. Până în 2012. Din 2012 eu nu mai am salariu deloc. Eu trăiesc decât cu alocația copiilor. Soția n-are servici, eu n-am servici. Și v-ați gândit că e bine acum în 2012 să mergeți să vă angajați la Complexul Energetic Oltenia? Când iată, Complexul Energetic Oltenia are probleme. Am cerere băgată de consilier. Dosar cu tot. La domnul Ciurer e băgat. Dacă ne dădea și numele, uitați, era foarte bine. Dar e bună întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o. Grijă Nicolae, mă numesc. E în regulă. E bine că ne-a spus această întrebare, probabil că în situația dumneavoastră sunt mai multe persoane. Da, mi-a băgat-o domnul consilier care era pe aceea, din zona, postul consilier. A fost consilier și acum nu mai e. E în regulă. Am notat problema dumneavoastră, sper să fie rezolvare la această problemă a dumneavoastră. Domnul Ciurier s-a lăudat că face angajări cu oamenii de aici din zonă. Și pe cine a angajat? Decât oamenii lui din neamurile lui le-a angajat. La termocentrală sau la ceva. Le-a angajat. Da, am înțeles problema dumneavoastră. Eu vă întrebam, sau întrebam așa retoric, de ce n-ați fi ajuns până în 2012, adică mă gândesc că mergea bine și turceni și rovinari, în 2008 era în floare acolo, adică erau și mulți bani, era tot ce trebuie. În 2012, după cum bine vedem, situația nu este una deosebită, problemele sunt mari. Spun specialiștii, nu eu, la nivelul Complexului Energetic Oltenia și nu numai, la nivelul întregii economii, cel puțin a județului Gorj, dacă nu chiar a Olteniei. Bun, cam atât cu această ediție a emisiunii În Obiectiv. Au fost interesante cele două puncte de vedere exprimate de domnul Medințu și domnul Marciuc Adrian. Ce am reținut eu foarte bine și cred că e important de reținut, că ziua de miercuri va fi o zi foarte interesantă din punctul de vedere al negocierilor, adică vom ști dacă vom avea proteste sau nu vom avea proteste, vom ști dacă contractul colectiv de muncă, actualul contract colectiv de muncă, merge până în 28 februarie sau se prelungește până în 19 aprilie, dată până la care, în mod normal și firesc, ar trebui găsite soluții. Da, cu siguranță sunt multe telefoane,
Le mulțumesc tuturor celor care sună, le mulțumesc și celor care au trimis SMS-uri, așa cum spuneam în cadrul jurnalului Gorj TV. Veți găsi răspunsurile la aceste SMS-uri și probleme pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Până lunea viitoare, eu vă spun tuturor să aveți o seară bună și, de ce nu, multă înțelepciune. Toate bune, la revedere și o săptămână fructoasă din toate punctele de vedere.